Astra s-a instalat în fruntea clasamentului cu 32 de puncte, 2 puncte mai mult decât Steaua, dar are și 2 meciuri mai mult. Petrolul rămâne și el la 2 puncte, dar cu un meci în plus, iar calculele hârtiei arată că staționarea în vârful clasamentului ține numai de meciurile directe dintre Astra și cele două formații, dar mai ales de meciurile directe cu Steaua. Una peste alta, mulți spun că anul acesta este anul Stelei, mai ales că formația din Ghencea este ades favorizată de arbitraj. E greu să te bat cu Steaua, nu? E greu orice joc. Important e cum abordăm noi jocurile, încrederea pe care o avem. Și atunci putem să ne facem orice joc ușor. Eu cred că orice adversar din prima ligă poate fi învins. Am spus că este foarte echilibrat, în același moment ați văzut că în același timp putem și pierde. Am avut și acel joc de la Chiajna care am pierdut joc. Atacantul Astra și fostul golghetel al începutului de campionat, Constantin Budescu, este de părere că în campionat orice se poate întâmpla, pentru că echipele de la vârf sunt echilibrate valoric. Va fi bătălia cu Steaua, deci o să fie destul de greu. Deocamdată noi ne gândim la meciul cu Timișoara, o să avem o săptămână grea, o să avem și meciul de cupă cu Viitorul. Sperăm noi să trecem de amândouă și vom vedea din retur ce va fi. Patronul vostru spunea că e posibil să eliminați cei de la Steaua, să terminați campionatul pe loc întâi. Așa este, orice este posibil în fotbal, dar noi rămânem cu picioarele pe pământ pentru că avem două meciuri destul de grele la Timișoara și la Viitor. Patronul Astra, Ioan Nicolae, a fost la ultimul meci al echipei în tribuna oficială, iar la finalul partidei le-a spus ziariștilor părerea despre Steaua. Noi că e anul Stelei, chiar și... Unde scut de Steaua? Din Gheorghe a spus de partida Bandurii, Steaua că a pus Nu știu, eu nu cred așa ceva, nu știu ce a spus Dinu și nici nu sunt pus să comandez ce spune Dinu la un post de televiziune. Nu cred că a fost aranjată și nici vorba de așa ceva prietenoasă. Nu știu dacă este anul Stelei sau nu este anul Stelei. În etapa următoare, Astra va întâlni în deplasare pe ACS Poli Timișoara, aflat în clasament pe locul 10 cu 19 puncte.